Vă dau iară o bombă de judecată. Bursucu aruncă bomba. E greu de crezut. Tac din gură, că dacă o scoate, e bombă. Ce o să vedeți atunci, Deranj? Vă zic, vreți să vă spun? Sincer, nu știu. Un lider e un conducător care te face când tu unde stai tu, tuturor voi mai bine. Divin. Un lider e un conducător care te face când tu unde stai tu, tuturor voi mai bine. Mai zi una că îmi place. Că am fost singur, sunt singur și o să mă duc, sunt lider. Și o să mă duc cu ale mele. Sunt lider. Pentru că așa sunt eu. Și așa voi fi, așa m-a făcut mama. Divin. Nemulțumit niciodată de tot ce am, sau chiar dacă-s mulțumit, mă duc și cânt, cum am cântat ultima oară. Frumoasa mea în noaptea asta, să ne iubim ca doi nebuni. Atunci când am intrat în vestiar, i-am văzut cu lacrimi în ochi. Ne pare rău pentru Bălă și pentru ceilalți jucători care au ieșit puțin mai șifonați de pe teren, ca să spun așa, noi re și cum îl cheamă? Bălaș. Nu Bălaș, în fine, de la Viitorul, am uitat. Din punct de vedere istoric, 10. Matematica, nu, zic eu, n-am descoperit-o eu. 55 de jucători în 5 ani, deci 10 jucători pe an. 8. 7. 55 de jucători în 5 ani, deci 10 jucători pe an. 7, 7, 7, 8. Viața și moartea regelui Mihai. Nu există rege la fotbal. Cu toate că, dacă puneți ghilimelele, e ok, sunt. Maria ta, iartă-mă. A fost greu să vă scrieți de un jucător că e... Dar uite că noi suntem aia care. Suntem destul de imaturi în anumite momente. Cu adevărat. Acum ne așteaptă o etapă foarte grea în meciul cu Craiova. Nu pe vorbe, pe fapte, adică trebuie să știi ce să vorbești. Terminați acest an pe primul loc? Pe loc de play-off, scuză-mă. A venit Moș Crăciun așa repede. Mai sunt doar 5 etape și deocamdată noi suntem în afara play-off-ului. Imaginea oarecum proastă. Ratarea s-a calificat. Aoleu, dar îmi vine să râd. Ratarea s-a calificat. Hai să trântim meciul. Hai să facem 2 pauze, 1 final. Din păcate am pierdut acest rezultat. Sunt echipe bune în campionat care te poate încurca. Doamne, sunt doi jucători. Părerea mea că normal că o echipă e făcută din mulți. 5. 7. 0. 8. Când joacă în mijloc, scrie. Nu că desenează, scrie și desenează. Și tehnica cu ea scrie. Mă, tu mă sperii cu atâta cultură. Nu spun coco, spun minte. Ca să înțeleagă. Mintea, da? Care stă bine la minte și la picioare. Da? Adică inside. Mintea înseamnă tot ce ai tu înăuntru. Fotbalul e greu, tată. Da, i-am zis arbitrului că își bate joc de noi. A stricat jocul și când ne-a simțit, atât tot i-am zis. Bă, nu e sănătos. Vede o lume întreagă. Din când în când mai auzi ce se aude, ce vorbesc prin autocar. Când vorbesc cu voce tare. Cu aia mai mică nu. Era curiozitatea mea doar să știu de ce mă înjur. Crezi că e nesimțit, totuși nu era de galben? Păi, mi-ai dat odată pentru că am protestat, dar nu pot să dai și al doilea galben doar pentru asta. Suntem încă aprinși așa și cu mare regrete. Fiecare își face mea culpa. Să-și facă fiecare ce vor. Intra primul la duș și apoi intra celălalt. Eram toți acolo în curul gol. Poate alții le place, mie nu-mi place. L-am prins și pe ăsta, nu? Golan. Noi jucam să nu retrogradăm. Asta din Amovișe vor reuși să prindă play-off-ul? Depinde doar de ei și de celelalte echipe. Poate mai sunt și în spate acolo un staff tehnic priceput, care se pricepe. Am avut părerea mea, trei ocași ureașe. Maxim. Trei ocași ureașe. Un meci care fiecare meci are istoria lui, adică momentele lui în care poate să-ți meargă în favoarea ta, în pozitiv sau în negativ. Atâta perspicacitate mă emoționează. Nu m-am gândit niciodată ca să ies goal-getter. Eu trebuie să-mi fac treaba, să dau gol. Din punct de vedere mental, cred că cel mai bun din România, sau printre cei mai buni din România, cred că sunt. Că sunt un tip care mental pozitiv și sentimentul de putere ți-l dau. Sincer, nu știu. Eu mă uit numai la Gigi. Îmi cer scuze eu pentru oamenii care au stat în fața televizorului și au fost chinuiți. Avea un început de 2017 în forță. Și mi-au zis că s-au întrerupt ceasurile. 2017. 2018. La anul vine un an nou și alt an.